Vești bune pentru cei care doresc să devină polițiști. În perioada următoare, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Brașov vor face recrutări. La concurs are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie sau origine socială. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov continuă activitatea de recrutare a candidaților bărbați și femei pentru a participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru sesiunea ianuarie 2020. Instituțiile de învățământ ale MAI pentru care candidații pot opta sunt Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, Școala de Agenți de Poliție Septimii Mureșan Cluj-Napoca, Școala de Pregătire a Agenților de Poliție de Frontieră Avramiancu Oradea. Menționăm faptul că ultima zi de înscriere a candidaților este data de 15 noiembrie 2019. Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un viitor polițist se numără: trebuie să aibă cetățenia română, să aibă domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă o diplomă de bacalaureat și să fie apt din punct de vedere medical. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc pe site-ul instituției brașov.poliția-română.ro. Relații suplimentare se pot obține zilnic la Serviciul Resurse Umane al IPJ Brașov la telefon 0268 407 500, interior 20104 20362 20183. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vă urează mult succes și vă așteaptă la înscrieri în număr cât mai mare.